și Radio România Actualități. În baza acreditării adresată președintelui Comunității Românilor din Serbia, domnului Ion Cizmaș, organizarea concursului de preselecție Miss Românca Serbia 2009 a revenit Comunității Românilor din Serbia. Ediția din acest an a concursului Miss Românca Serbia 2009 este organizat sub auspiciile Comunității Românilor din Serbia și cu ajutorul sponsorilor noștri. Avem deosebită onoare de a adresa călduroase salutări oaspeților noștri dragi care ne-au onorat cu prezența lor în această deosebită seară plină de frumusețe și spiritualitate românească. Domnul Ion Macovei, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Belgrad. Domnul Gabriel Nicola, consulul general al României la Bruxelles. Domnul Virgil Stancu, reprezentant al Asociației Pro Familia, patronul Hotelului Paradiso, unicul sponsor al concursului internațional Miss Diaspora. Domnul Sandu Ion, patronul Pub Company, doamna Regina Luț, fondatoarea și directoarea Universității Mihai Eminescu din Timișoara, domnișoara Georgiana Carâmb, reprezentantă Asociației Pro Familia din București, domnul copil Crăciun Jean, patronul hotelului Quandi din Arad, domnul Dumitru Țucu, decan al Facultății de Mecanică din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, domnul Nicolae Gaita, prim vicepreședinte al Comunității Românilor din Serbia, domnul Adonis Grăoneanț, președintele Asociației Studenților din Timișoara, care s-a implicat în organizarea acestei manifestări, domnul Milan Zarici, directorul Liceului Borislav Petru Brața din Brșeț, domnul Ionel Bugă, directorul Școlii Generale Olga Petru Bradișiș din Brșeț, domnul profesor dr. Eugen Cinci, dirijorul Orchestrei Rapsodia Veneziană, care până în momentul de față ne-a bucurat prezentându-se în fața dumneavoastră, Direcția Generală a Comunității Românilor din Serbia și, bineînțeles, domnul Ion Cizmaș, președintele Comunității Românilor din Serbia. În baza regulamentului, cele 14 participante care s-au anunțat la concursul nostru, dar una care vine din Cucevo și care a avut niște obligații în familie, n-a putut să fie în această seară alături de noi, deci cele 13 participante în concurs vor avea în fața jurului și a dumneavoastră, dragi oaspeți, trei apariții, și anume, prima apariție în costum național, apoi ținută sportivă și la urmă într-o ținută de seară. Iar acum avem onoarea să vă prezentăm fetele. Domnișoara cu numărul 1. Fetele cred că sunt pregătite. Daniela Turcoane este din Nicolin, născută pe 6 februarie 1993, este elevă la Școala Medie de Agricultură din Vârșeț, secția turist. A fost membră a secției de folclor din localitatea de naștere. Îi place să călătorească mult și speră ca într-o zi să fie un foarte bun ghid turistic. Dar o pasionează și moda și cine știe, poate că într-o zi ne va fermeca cu zâmbetul ei frumos, Daniela cred că zâmbește, prezentând colecțiile unor renumiți creatori de modă.
Janeta Munceanu. Este născută pe 10 februarie 1990, a absolvit școala medie de chimie, trăiește la Vârșeț, îi place muzica, sporturile de sală, dar mai ales plimbările cu motocicleta. Este un mare fan al Oanei Zăvoranu. Ar dori ca în toamna acestui an să înscrie Școala Superioară de Medicină din Timișoara. Numărul 3, Alexandra Stoiceschi. Își trage originea din Coștei, unde își petrece toate vacantele. Este născută pe 9 ianuarie 1990 și a absolvit Școala Medie de Chimie din Vârșeț. Scrie versuri încă de la vârsta de 13 ani. Îi place să citească romanele Agathe Christie și poate indirect aceste lecturi au făcut-o să se orienteze spre Facultatea pentru Afacerile Interne din Novi Sad. Domnișoara cu numărul 4, Branca Vozdăraț, provine dintr-o familie mixtă și trăiește la Săleuș. Este născută pe 23 iulie 1988 și în prezent este studentă la Facultatea pentru Învățători din Vârșeț. Candidata cu numărul 5. Numărul 5, Nicoleta Danciu. Este elevă la liceul din Vârșeț și atunci este atât de cel să fie și membră a Cineanului Literat Tinerele de Condeie. Astfel că Nicoleta dansează, este solistă vocală și scrie poezie. Se trage dintr-o familie unde cântecul și muzica populară se prețuiește foarte, foarte mult. Domnișoara cu numărul 6, Marina Rachitovan. Este originară din Vârșeț, născută pe 8 mai 1992. Este eleva liceului și a școlii medii de muzică din Vârșeț. Este solistă vocală a cunoscutei orchestre Rapsodia Bănățeană, membră a ansamblului folcloric și cenacului literar Tinerele Condeie. La ediția de anul trecut a Festivalului de Muzică și Folclor a fost premiată cu locul 1 în categoria debutanți. A jucat teatru și iar marea ei pasiune este dansul sportiv. Domnișoara numărul 7, Monica Petrovici. Vine din Straja, unde trăiește împreună cu părinții, bunica și fratele Dario. Într-o familie unde iubirea și respectul se prețuiește foarte mult. Este născută pe 12 octombrie 1991 și este elevă la Școala Medie de Agricultură din Vârșeț. Domnișoara cu numărul 8. Ioana Claudia Ciolota, absolventă al liceului din Vârșeț, este născută pe 3 septembrie 1990 și ar dori să înscrie Facultatea de Farmacie din Timișoara. Îi place muzica și dansul, actorii ei preferați sunt Nadela Popescu și Nicoleta Luciu. Ioana posedă un glas frumos, astfel că pasiunile ei sunt muzica ușoară și populară, dar recită foarte bine. Se știe că este eleva domnului profesor Berolan. Domnișoara cu numărul 9, Nicoleta Borca. Trăiește la Grebenaț, într-o familie fericită, s-a născut pe 6 noiembrie 1992 și este elevă la Liceul Agricol din Vârșeț. Îi place muzica și dansul, mai ales pe Ștefan Bănică Junior și Andreea Bolan. Iar acum, o domnișoară din Serbia de răsărit, Tatiana Tania Martinovici. Vine din Serbia de răsărit, din localitatea Bucovce. Este născută pe 29 decembrie 1994, a crescut într-o familie unde limba strămoșilor și obiceiurile din bătrâni se prețuiesc foarte mult. Încă de la vârsta de 5 ani, este membră a grupului de dansatori din localitate. Domnișoara cu numărul 11, Aneta Violeta Cernea. Trăiește împreună cu familia la Voivodin, după cum menționează, într-un sat de români, unde se păstrează cu sfințenie tradiția strămoșilor. S-a născut pe 5 iulie 1991 și este elevă la Liceul Borislav Petru Brața din Vârșeț.
Este născută pe 11 ianuarie 1992 și trăiește împreună cu familia la Mesici. În prezent este elevă la liceul din Vârșeț, îi place muzica și dansul, iar actrița ei preferată este Adela Popescu. Și pentru că la liceu se scrie poezie, bineînțeles că și domnișoara Mariana scrie și recită poezie. Domnișoara cu numărul 13, Andreea Micu. Se trage dintr-o familie din localitatea Purneaura, este născută pe 28 martie 1992 și este elevă la liceul din Vârșeț. Are o afinitate deosebită pentru limbile străine. Vorbește engleza, franceza și a dorit ca într-o zi să înscrie facultatea de litere. O domnișoară frumoasă care vine din Timișoara și este reprezintă aici Asociația Studenților din Timișoara. Domnișoara Eleonora Gopan vine din Alegunar, unde a absolvit liceul economic. În prezent este studentă la Facultatea de Economie din Timișoara și zice că îi plac plimbările, o interesează modelingul, dar într-o zi ar dori să devină un foarte bun manager. Pentru că în fața dumneavoastră s-au prezentat toate cele 14 domnișoare și pentru că ele sunt îmbrăcate în costum popular, eu aș ruga orchestra noastră, Rapsodia Bunățeană, despre care aș avea numai cuvinte frumoase de spus, pentru că am asistat la câteva concerte de excepție pe care le-au dat la Vârșeț, Pancioa, la festivalurile noastre și îi rugăm să interpreteze o holă așa lentă și legănată ca noi, ca prin Banat, iar domnișoarele noastre să părăsească scena. Pe domnișoara Mariana Raghidovan, o rog să poartă hora.